constituțională, dar la etapa actuală eu am semnat decretul de a-l desemna pe domnul Sturza Ion în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Am reieșit din faptul că dumnealui a ocupat deja această funcție, are experiență, este o persoană cunoscută, este bine dispus față de Republica Moldova, din interesele țării noastre, are viziuni care sunt aproape de viziunile noastre și alianței privitor la parcursul european și cunoaște foarte bine problemele legate de economia țării, starea financiară, starea generală în societate și eu sper că dumnealui va reuși să rezolve problemele cu care se confruntă astăzi societatea. De asemenea, fără întrebări, vă rog, eu vorbesc când vorbesc. De asemenea, eu sper că parlamentarii vor analiza situația de astăzi și vor lua o decizie pozitivă care va corespunde cu poziția președintelui.